searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts, yeah. Sometimes I wanna risk it all. Since you left me, struggle, baby, I see pain. Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts, yeah. Ooh, isn't it strange we turn to strangers? You've erased all your pictures on your phone. Dar aveam puțin emoții cu taxiul, pentru că am comandat aseară, am programat un taxi pentru o aplicație pe care n-am mai văzut-o niciodată și nici nu era în engleză, era în limba lor și aveam așa o temere că poate nu vine, iar aici nu există Uber în Florența. Și a venit, era acolo, chiar am primit notificare înainte de a ajunge, că ajunge șoferul vostru, deci foarte tare, foarte, foarte tare. Așa că mergem într-acolo, am luat rucsacul cu aparatură cu noi, am luat trepied, am luat și pânăriuță, aici, mai și pe Vicky, e și ea lângă noi, e trează chiar, s-a spălat și pe cap, toată lumea s-a spălat pe cap. Între timp s-a ridicat și balonul de când am ajuns noi aici. Uitați-vă ce culori superbe, superbe, superbe sunt. Balonul fiind inițial în partea asta. Deci s-a ridicat și tic, 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 s-a dus până într-acolo. Arată minunat. Și chiar dacă soarele răsare din partea asta, în coace, vedeți ce culori superbe sunt. Și mai sunt așa câțiva oameni. Cred că ne-au ieșit niște poze de excepție și senzație. Prezint și outfit-ul meu de excepție, realizat din cearșaful pe care l-am luat de pe pat, din cazdela, cazare, cam așa sunt. Bine, am haine pe dedesubt, da? Dar am zis să fie, pentru că aveam eu așa niște idei din astea excentrico-matinale, prin urmare, le-am dat curs și sunt foarte bine. Sunt și oameni acolo sus care au fost foarte încântați la vederea outfit-ului meu. Vicky, nu ți se pare că sunt hot couture? Această Casper de România. Casper în Chanel, da? Uite, Chanel, uite, Chanelor mizerie, uite-mă, trebuie să recunoști că sunt Casper, ești, foarte zici. Crezi că ălora de sus le-a plăcut? Crezi că au cei fost din balon au fost super încântate, au plecat așa repede de lângă noi. Asta se numește invidie, dar nu mă refeream la cei din balon. Individie. Individie, da. Da, deci eu încă n-am dezvoltat acest talent de a merge prin Florența cu cearșaf. Îmi pare foarte rău. Cezar. Iar acolo este recuzita noastră. Avem un domnișor cu pălăriuță, trepied, genți, toate cele. Soarele. Și aici eram aseară. Nu știu dacă mai țineți minte că v-am arătat. Aici era o terăsuc așa, multă lume, multă lume. Și acolo scările alea unde era puhoi de lume. Nu prea sunt acum. Sunt doar așa câțiva postos pe acolo care fac și ei poze pe unde am făcut și noi. Nebunii în cearșaf. Tururu. Vicky. Balonul care se plimbă doar în pix, ia uite, tuc, 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 n-are el treabă. Plecarăm. Vestea bună este că am făcut ceva, adică n-am venit degeaba, a fost un răsărit foarte frumos, i-am uripilat poștea cu cearșaful, ceva s-a întâmplat, avea și niște poze, e bine.
Vestea proastă este că locul în care voiam eu, de fapt, să fac poze, o grădină foarte frumoasă, Giardino del... Rosa. E, acest giardino deschide decât... Grădina trandafirilor. Trandafirii deschid decât la 9. Iar acum, fiind 6:30, înțelegeți problema mea. Ceea ce însemna fie că stăm 2 ore jumate pe acolo camilogii, fie facem altceva, astfel încât... Da, tocmai de asta suntem în expediție. Avem de parcurs decât 1/4 de oră până când ajungem acasă. Dar, mă rog, încercăm să privim partea bună a lucrurilor, anume că este relativ pestiu pe aici. Ceea ce pe de o parte e bine, pe de altă parte nu este bine, pentru că eu mi-aș dori să mă așez, să beau o cafea, să mă dezmeticez, să mă trezesc, pentru că am dormit destul de puțin și m-ar foarte ajuta. Asta trecând de frig. Mi-am dat jos cearșaful, după cum observați, că am zis totuși să nu-i oripilesc pe cetățeni. Suntem înapoi la cazare și ne-au pregătit micul dejun și pentru că sunt singură pe aici deocamdată, probabil nu s-au trezit ceilalți turiști, sau mă rog, cei care sunt cazați aici, pot să vă arăt un piculeț așa din ce include meniul de mic dejun. E bufet suedez, de asta se întorc și asta ar fi sala de mese, deși noi mâncăm afară. Deci, avem, uite, cam așa, în partea aia acolo este camera noastră, Lydia, iar bufetul include următoarele. Pâinici, croasante, pruză de panificație, prăjiturele, iaurturi, fructe, dulceață, Nutella, biscuiței, cereale, cărnuri pentru cine mănâncă, dar mă bucur foarte mult că nu sunt foarte multe de-astea. Adică mai degrabă văd pruză de panificație și iaurturi decât de-astea. Dar, mă rog, chestiune de gust în funcție de ce vrea fiecare. Ne arată foarte, foarte bine. Așa, e un pic frig. Dar e ok, o să mă încălzesc în timp, văd că am și o carte acolo, mi-a pregătit-o Vicky, care deja balotează grupa mare. Ia uite ce măsuță frumoasă aveți dumneavoastră acolo. Ce bine vă șade, să aveți poftă. Vezi ce bine mi șade mâncată? Șade bine, a? Mâncată și băută cafea, șade minunat. Altceva în loc de gelato la mic dejun. Altceva, da, să aveți multă poftă. O roșie și o nectarină, a? Elegant, finuț, de gât nu balotăm la croissant. Sunteți foarte credibili, să știți. Marinel. Pic și poc. Pic și poc, când ne-am echipat, ne-am schimbat. Mă rog, nu că ne-am schimbat, dar de un bluzit acolo de o chestie. Până de seară, când am propus să revenim la incinta care era închisă și poate prindem și noi deschis atunci și ne pozăm de alea, dar pentru moment mergem să vedem o altă grădină, să vedem grădina botanică, ce se află la... Se duc așa din Florența când vor să scape de noi de turiști. Ăsta e primul comentariu când te duci pe Google. Deci acolo-i de noi. Ne ducem noi peste ei, dacă ei nu ne vor, noi vrem. Clar, e la 650 de metri. Vezi, dacă nu cunosc neamul lăpușnenilor. Uite, fraie, să zic că ăștia n-au cultură, nu par. Hai, da, deci da, suntem foarte bine, pantaloni scurți alea, chestii, socotele, am geantă, pare capul. Haideți. I'm not moving on something.
faptul că vorbesc cu un pahar de bere în față. Bere pe care, să fiu sinceră, n-am băut niciodată din astfel de pahare, dar, na, de ce nu? Peroni ne-a adus aici domnul care ne-a servit. Suntem cât de cât central, ne-am învârtit de ne-a venit rău, deci după ce am plecat de la Grădina Botanică, ne-am învârtit de ne-a venit rău prin centru, că am zis să mai pierdem vremea, să vedem efectiv orașul, să ne bucurăm de ce are el de oferit, mâine fiind zi de muzee. Ne-am rezervat deja biletele, suntem foarte bine pe planul ăsta, iar azi am zis să mai explorăm pe aici. Și ne-am învârtit foarte mult pentru că ieri, pe măsură ce ne plimbam și am făcut noi niște poze, am văzut undeva un anticariat și în anticariat erau niște cărți expuse, printre care era și Pinocchio. Și era închis la momentul la care am trecut noi pe acolo și am zis, lasă că revenim în altă zi, vedem mâine, păi mâine vedem că avem timp, slavă Domnului, să revenim. Și ne-am învârtit pentru că, evident, nu mai găseam unde era anticariatul. Vicky zicea în stânga, evident că era în dreapta, eu ziceam în față, evident că era în spate. Adică a fost o orientare foarte de excepție și senzație. Dar după, nu știu, o jumătate de oră, 40 de minute, minunate, petrecute învârtindu-ne, am găsit anticariatul care se află chiar în fața mea, aici. Se numește Libreria Antiquaria Sacchi. Ce spui? O să-și filmăm. Uite, ca să vedeți ce zice expertul. Deci, uite, acolo. Noi acum suntem la masă, în caz că nu v-ați prins. Acolo este, de acolo am ieșit. Și după ce ne-am foit pe acolo și a fost absolut delicios, am filmat mai mult cu telefon, adică a filmat Vicky, pentru că eu eram complet absorbită de ce era acolo și o să vă interes pe aici poze de filmulețe și așa din ce a filmat ea. Până la urmă am cumpărat una dintre cărțile din vitrină, care este minunată și care este o ediție din 1924 a lui Pinocchio și care a costat 80 de mult și Vicky a încercat să mă previne, adică m-a întrebat de câteva ori, ești sigură? Dacă vrei să... Dar... Este Pinocchio, este de la mama ei de aici, este în limba italiană, este veche de aproape 100 de ani și știți că îmi doresc ca atunci când călătoresc să iau niște chestii care să bifeze locul și din punct de vedere istoric și geografic. Și pentru mine, mai bine și mai bine decât vintage, n-are ce să fie, așa că am luat cartea. O să vă arăt un pic, am primit și sacoșică pentru ea, ca la mall. Asta dacă reușesc să nu vă dărâm. Uite așa, am sacoșică aici, trece și salvarea și vă arăt acum și cartea. Asta este minunată, este absolut superbisimă și tot ce-mi puteam eu dori din această călătorie. Deci pot să zic că m-am liniștit, chiar dacă a fost ea cât am fost, am luat și eu ceva superb, ceva pentru corazonul meu, pentru sufletul meu, pentru pisici, pentru copii, pentru moștenitori, pentru toate cele. Așa că acum că respir mult mai bucuroasă, am zis să ne așezăm și la masă, pentru că am mâncat doar foarte mult azi dimineață, prin urmare mai mergea să mâncăm puțin. Și am venit la o chestie care se numește Il Ricetario sau Ricetario? Ce părere aveți, doamna Vici? Ricetario? Il Ricetario? Nu este la Muș. Nu este la Muș, da. Eu sunt la Muș. La Muș, care înseamnă muscă în limba franceză, cu ochelarii mei absolut superbi. Am întrebat pe Vicky cum se zice la muscă în franceză și am aflat că se zice la Muș. Așadar, eu sunt la Muș Sățe. Cu ochelarii aia. Da. Și așteptăm să ne vină mâncarea. Ne-am comandat niște spaghete, am luat niște bere, niște apă, țaca-paca, stăm, e plăcut afară, e umbră, străduța asta e tare cochetă și așa pe stilul lor. Vedeți că sunt, uite, sunt o groază de oameni care stau la masă, ne-am liniștit, ne-a ieșit din grijă, deci așteptăm să vină spaghetele. Noroc, uite, hai, să ciocnim și noi bere. Da. Ca să nu dau bere, se roagă să fie de mine. Aici am venit să dau bani pe bere. Ce să zică și ea acum, dar la recunoaște că avea bine acasă. Acasă-s cu vinul frigider. Aha, sigur că da. Nu, da, adevărul e că am băut vin în fiecare zi aproape. Mai puțin aseară am băut Prosecco. Tu ai băut vin? Am băut vin, da. Ai, și a fost chiar bun. Eu am băut Prosecco. Pin, de la ce? Pinot Grigio. Da, așa. Bun. Bine, și eu am băut Prosecco. Proaspăt trezit, după ce a petrecut ultimele 2-3 ore în pat acolo, care nici măcar nu e matrimonial. Sunt două paturi unite în care am dormit foarte, foarte bine. Ne-am luat evident gelato după ce am mâncat pastele alea bune cu berea care oricum mă moleșiseră. Ne-am luat niște gelato și am mai mers într-adevăr vreo 20 de minute până când am ajuns acasă, că nu eram chiar pe colț, dar din momentul în care am ajuns, să zic că 10 minute a mai durat și am căzut. Și nu pentru că ar fi fost o zi super solicitantă că am făcut așa cine știe ce, dar s-a adunat din ultimele.
că a tot fost, eu n-am dormit deloc după amiază și simțeam nevoie. Și acum parcă sunt cu totul alt om, deci mă simt, nivelul meu de energie e undeva mult mai sus. Ajută mult asta, plus că mă dureau foarte tare picioarele. Acum ne pregătim să mergem înapoi la grădină cu trandafir, unde am fost azi dimineață și era închis. Mergem acolo pentru apus și probabil că o să ne mai plimbăm tot așa, că și aia e destul de departe, cred că facem o jumătate de oră până acolo. Vicky e la baie și ea, se îmbracă, se aranjează un pic. Eu m-am schimbat la loc în bluzițul ăsta, cu aceeași pantalonași scurți. O să mă încalz confortabil și plecăm într-acolo. În principiu, astăzi a fost o zi mai lejeră, așa mai de gustat orașul, de refăcut puteri. Grădina botanică, uite că n-am apucat să vă zic asta, nu cred că merită neapărat, adică asta la care am fost noi, una dintre cele din oraș, nu mi s-a părut așa, wow. E drăguță și era de bifat pentru că se află foarte aproape de noi, dar altfel aș recomanda să o săriți, pentru că nu mi s-a părut ceva excepțional, așa, nu știu, flori n-am văzut deloc, în principiu erau plante verzi. Frumoase, dar nimic așa mega wow, cel puțin pentru mine, care nu sunt vreo pricepută sau, nu știu, vreo expertă sau ultra super pasionată, dar cred că puteți să judecați și singur după imagine. Că m-am mai dezmeticit un pic, am și plecat la drum și voiam să vă arăt Ponte Vecchio în dreapta mea acolo. Sper că puteți să-l vedeți de foarele ăsta așa puternic, să se apună, dar culorile sunt superbe în momentul de față. Oricum l-am filmat și aseară, adică am o mulțime de cadre, dar nu cred că am vorbit cu voi pe măsură ce făceam asta, pentru că era foarte aglomerat. Și uite pe podul ăsta unde suntem acum, aici se filma un film. Și noi am vrut să trecem pe partea cealaltă, să facem niște poze de acolo, dar nu puteam, că ne-a dat un nene la o parte brusc și ne-a zis că nu, că aici se filmează. Și am văzut că erau cu camere, cu microfoane, era un întreg echipaj. Poftim? Cu pămătuf, aveau șobolan din ăla. Șobolan din ăla de tip microfon, deci treaba era cât se poate de serioasă. Dar am ajuns pe acolo, că acolo am și mâncat și na, să-l mai vedeți încă o dată pentru că e foarte frumos. Și sunt căsuțele alea care vin chiar deasupra îpii, să mă exprim academic. Adică, practic, dacă scoți capul pe geam sau mă rog, dacă vrei să scoți altceva, ajungi direct în apă, ceea ce mi se pare foarte frumos. Sunt foarte poetice, așa. Mai scurți în afară de ceapă. Păi nu știu, poate ai vreo idee. Te supără soțul, ceva, într-o seară, oalele, nu vrei să le speli, găsești tu ceva de făcut. Mi-este foarte cald însă și nu înțeleg de ce. Pentru că nu sunt așa, pentru că sunt eu defectul asta, în primul rând. Trebuie, camera se frig, afară se cald. Da, deci sunt leșinată de cald acum. Alfredo, fa caldo. Fa fredo, da. Că o să-mi iau oricum ceva rece de băut când ajungem acolo sus. Mai avem câte minute? Ce zice ăla? According to this 12, dar 800 de metri în pantă. Și din păcate nu frumos. Este la vale, e la deal. Va fi... să urcăm. Va fi foarte frumos, dar odată ajuns acolo știm că merită. Și probabil că am filmat același traseu și azi dimineață, dacă nu era noapte, că... Am venit cu taxi. Noi de asta am luat, pe asta zic, dar am filmat același traseu, dacă nu era noapte, adică am fi venit pe jos. Uh-huh. Noi am venit cu taxiul pentru că era noapte și pentru că totuși suntem două dudui care preferabil să se protejeze pe cât posibil. Vreau să vă mai zic acum, în drum, am trecut pe lângă un protest. Ne-am și speriat inițial că nu știam ce Dumnezeu le se întâmplă, adică era pe drumul nostru și se auzea călăgie de la distanță. Bum. Înțeleg că o fi vreo petrecere, că sunt unii care, nu știu, fi un festival, vreo ceva. Erau oameni la protest, era un marș destul de mare, destul de amplu și cred că protestau contra COVID. Ceva COVID, green. Era green pass-ul de la care impune restricții, trebuie să fii fie test negativ, fie să ai certificat că ești vaccinat ca să intri la restaurante, muzee. Mă avem și noi, că altfel n-aveam cum să intrăm aici. Nu, aici și la restaurante, muzee. Da, știu. Uite, am uitat să vă zic, astăzi când am intrat la grădina botanică, am stat un pic cu tanti de la recepție pentru că nu găseam alea să-i le arătăm. Noi nu le-am luat la noi. Știind că grădina botanică și oricum le aveam pe telefon, dar nu le-am luat printate. Și am stat, nu le-am căutat, că nu găseam, nu mergeau formularele, nu de cap, nu? Până când am reușit să rezolvăm. Dar, da, e un detaliu de ținut cont pentru oricine dorește să facă o călătorie din asta, că trebuie ăla neapărat. În primul rând, nu intri în țară fără el, dar e bine să-l ai la tine întotdeauna dacă vrei să vizitezi diverse. Deci ne-au cerut ăla, deși acolo, teoretic, nu prea era lume. Adică eram noi și am mai fost o tipă. Și era un aer liber, da, exact. Deci nu poți să zici că cine știe ce aglomerație, populație, spațiu mic închis, restul.
pe nedormit, că sunt închisi. Păi da, dar n-am zis nimic. Am filmat câteva cadre până dimineața. Am filmat câteva cadre pe la 4:30, alea sunt ultimele luate. Momentan este 7:46, ne-am trezit pe la un 6:30, cam așa. Ceea ce înseamnă că am dormit mai puțin de 2 ore. M-a prezentat în fața voastră, nici măcar tuș n-am avut energie să-mi dau. Să vedeți ce cercei am, am luat cercei noi din Bologna. Da? Da, o să fac hol când ajung acasă și vedeți. Am gândat la cât, sunt alebastră, am cafeluță aici și am și câte ceva de haleu, vicii aici în fața mea, ne pregătim să începem să facem, să dregem și după ce ne terminăm programul zilei, poate dorm și eu, cum ar fi, să dorm și eu un piculeț și dumneavoastră ați putea dormi un piculeț, totuși. Planul de astăzi, adică de ce ne-am trezit, l-au zis pe ăsta care strigă pe Dana. Dana, Daniela, Dănuța. E cineva care se aude zicând Dana, dar asta îi spuneam lui Vicky că nu se mai aud chestiile alea. Ce erau alea? Știți că v-am zis ne și vom clopă power ca alea de la Dănuța. Oriceva. Da? Am zis pentru David ca să ne întâlnim cu el, să nu vine pregătită, că mă așteaptă de mult și nu mă suportă fără astea. Deci, avem belete prima dată la grădina Boboli. Grădinile familiei de medici. Căruia îmi vine să-i zic Boboli tot timpul, de la Bube Bubonic, de la chestia asta. Care am înțeles că e foarte, foarte frumoasă și pe toate site-urile pe unde ne-am uitat noi așa, toată lumea recomanda și am primit și eu chiar de la voi mesajele pe care le-ați trimis. Mergi și vezi grădinile astea. Parcă erau 10 euro biletele, cam parcă așa am dat. Mai știi prețurile? 26, parcă în total. Două persoane, da, da, pe 13 euro. Doar Boboli. Uh-huh. Boboli. N-am avut la palat că nu erau locuri pentru astăzi. Da, deci voiam să luăm și la palatul Piti. Piti, da, voiam să luăm și acolo, dar nu n-am găsit pentru că este codelou de pe lume. Și am luat la David, la galeriile, Galeria Uffizi. De la Academia, nu? Nu e Uffizi, la Uffizi am vrut și n-am vrut? N-am găsit. Da, doar săptămâna viitoare. Da, deci o să mergem să-l vedem pe David. La el am prins, biletele la el cât au fost? Parcă mai mult. 30 și ceva în total. Nu am două, deci nu am idee exact. 30 și ceva parcă am dat. Mă rog, ideea e cu totul pe biletele astea, deci pentru grădinile Boboli și pentru... Al vedea pe David, am dat undeva în jur de 70 de euro pentru două persoane, cam așa, în jur de ceea ce e multicel pentru niște bilete, dar e păcat, adică... Nu am văzut niciodată și pe David chiar vreau foarte tare să-l văd și eu, în afară faptului că mă așteaptă de multă vreme și nu mai termin cu telefoanele, dar trebuie neapărat să văd asta dacă tot sunt aici. E o chestie de bifat în viață, nu se știe când o să mai am ocazia, poate nu mai vine nicio pandemie, dar zic așa, în cazul în care n-ar fost oportunitatea asta de călătorit și era în continuare cu restricții și nenorociri, probabil că... ar fi fost încă o chestie pe lista mea de văzut în viața asta, pe care n-aș fi văzut-o sau poate și văzut-o foarte târziu, înțelegeți un debat. Deci planul cam ăsta ar fi, grădinile, după aia mergem la David, probabil că o să pierdem pe acolo niște ore și după ce terminăm venim acasă, ne odihnim și probabil că ieșim mai pe seara, nu? Da, trebuie să facem și bagaj pentru tomorrow. Da, pentru că astăzi este ultima zi full în Florența. Am zis că vreau să fac și niște poze pe aici, pe la cazare, care arată super bine. Să vedem acum la cât ajungem, cât de obosite vom fi. Iar mâine de dimineață plecăm, trebuie să mergem să luăm mașina, pentru că am închiriat un Volkswagen. Și după aceea să ne deplasăm cu mașina, ceea ce ar trebui să ne simplifice un pic viața sau să o complice. Că nu știm... În Italia? Nu. Asta e răspunsul. Cred că auziți. O simplific în Italia? Tu ai văzut cum circulă oamenii ăștia pe aici? E frumos. Italia cred că e prima țară unde nu s-a inventat semnalizarea. Da, nici în România nu se semnalizează. Stai liniștită. Ai noștri au copiat de la ei. Da. Va fi foarte interesant. Dar asta mâine. Mă bag acum eu și când acum ne punem să mâncăm alea. Am ajuns la Palazzo Pitti, de unde ar trebui să ridicăm biletele, pentru că am făcut rezervare online, și să ridicăm biletele și în format fizic, că noi deocamdată le avem doar pe mail. Și ne bucurăm, noi așa în sinea noastră, nu știm dacă ne bucurăm și avem dreptate, dar pare destul de liber deocamdată. Uite pe vechi în roșu, pare destul de liber și sperăm să rămână așa de liber și să putem să ne bucurăm de ce e pe aici. E 9 dimineața, cred, și aici suntem pentru grădină. Și în caz că nu m-ați văzut, sunt muscațețe în albastru.
aflăm acum la coadă să vedem pe David al lui Michelangelo. După ce am fost la grădin și a fost super minunat. Ce puteți să ne spuneți? Cum vi s-a părut la grădin, doamnă? Foarte frumos. Foarte frumos? Da. Aveți o mască nouă, observ. Nu, e chiar nouă. N-ați purtat-o zilele astea? Nu se asorta cu nimic. Ah, mă scuzați, suntem în roșu astăzi, deci suntem bine. Portocaliu. Portocaliu. E, da, să zicem, să zicem. E roșu. Nemâncată. Ai început să mănânci culorile. Trebuie să și mâncăm, într-adevăr. Avem belete și toate cele, dar trebuie să așteptăm la coada asta, cum au toți oamenii din fața noastră. Sunt două rânduri de cozi, unii care au bilete, alții care nu au bilete. Și se pare că stai la coada oricum ar fi, nu prea înțeleg care e diferența, o să vedem. O să-mi pun și o mască atunci când intrăm, dar deocamdată simt că mă sufoc și scurg așa apele pe mine, deci sunt leșinată de cald. La grădină a fost superb, 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 superb. Era de stat acolo mai mult. Adică să ai încălțări confortabile, să fii mâncat, odihnit și toate cele, cred că poți să stai lejer o zi acolo. Și apă, da, că muream de sete. Ne-am dus după la o cafenea ce era acolo, adică exact în incinta a grădinilor, era o cafenea, ne-am luat o apă și o înghețată și am dat mult, am dat aproape 20 de euro. Numai apa, cred că a fost vreo 5 sau ceva. Acum, nu știu dacă e mult sau puțin raportat la Italia, dar mi se pare destul de multicel raportat la România, de exemplu. Da, mă rog. Asta e mai puțin important. Deci foarte, foarte frumos. Era superb peisajul, erau sculpturi la tot pasul, scări, urcai undeva pe, nu știu, îmi amintea foarte mult de castelul Iuliei Hașdeu, o anumită zonă. Posibil să fi fost doar în capul meu, dar erau niște scări așa care pe mine mă duceau cu gândul acolo. Și odată urcat, unde era fântâna aia cu maimuțele, odată urcat, aveai o priveliște superbă asupra orașului, iar pe partea cealaltă, și că te întorceai pe față sau pe spate, puteai vedea fie domnul, fie vedeai vreo catedrală, fie vedeai o zonă din asta mai la țară, să zic așa, dar oricum super, 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 deci arăta într-un moment. Campestră. Campestră, dragă. Campestră, uite. Cine știe. Toscana. Se vedea Toscana, poate. Toscana se vedea? Da, deci arăta într-un mare fel și merită din plin. Și cred că am făcut foarte bine că am plecat de dimineață într-acolo, pentru că la momentul la care am ieșit noi, 11 și ceva, deja era destul de aglomerat și când ne-am dus, prea puțin oameni. Deci a fost un succes și clar, 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 recomand Boboli sau Buboli sau Bubolic sau Bubonic. Da, așa este. Așa, și acum sperăm să-l vedem și pe David, adică trebuie să-l vedem, având în vedere că am rezervat biletele și chiar vreau. Avem cefreticatul pregătit, ne arăți alea că cefreticatul? Doar partea aia, atâta. Ne interesează? Nu, faceți uite așa, doamnă. Deci fără ăsta, nu prea să intră pe nicăieri. Așa că avem astea pregătite, avem beletele cumpărate, așteptăm doar ce așteptăm aici. Trebuie să ne dea drumul, e număr limitat de persoane, nu se așa distanțează. Ei astea trebuie să-și cumpere bilete sau pe o altă coadă ca să intre. Iar noi teoretic avem un fel de skip the line, numai că există și alții care trebuie să skip the line înainte noastră. Am înțeles care este treaba. Ne verifică, sunt niște verificări de rutină, trebuie să fie. Da, da, da. A, și cred că o să ne caute și în geantă și toate cele, cum a fost și la grădină, că era o zonă de... Da, da, da. Și la grădină era o zonă, adică treceai printr-un din ăla, te verifica să n-ai, nu știu, metale sau chestii dubioase, da. Și geanta se uita să vadă să fie tot ok, dar una peste alta chiar a meritat 100%.
machiajul meu după câte ore să fie de azi dimineață de când am trezit, că nici nu mai știu, ne-a trezit la 6 și jumătate. Da, 6 și ceva, deci sunt mai bine de 12 ore. Acum este 7.39. A, să vă arăt nou meu wallpaper, că n-am apucat. Mi-am schimbat, da? S-a stat frumoasă de la Giardino del Rose. Deci sunt mai bine de 13 ore de când sunt machiată, n-am dormit. Vă dați seama că nu sunt odihnită ca lumea pentru că mi-am trasat liniuțele de tuș. În principiu eu nu fac liniuțele de tuș din două motive, dacă mi-e lene sau dacă n-am timp. Sau mă rog, dacă sunt praf de oboseală, dar și asta intră tot pe acolo. Deci, da, și încă rezistă foarte bine, vedeți, a făcut treabă bună Andreea la Bogdan acolo. În orice caz, suntem acum la masă, ne-am oprit să luăm și noi cina și suntem undeva vis-a-vis de muzeul de medici, muzeul de medici, în fața noastră, care nu știam că există. Bine, ar fi trebuit, așa ar fi fost logic, evident, dar nu știam că există. Sunt curioasă ce au Fundația Ana Maria Luisa de Medici. Bănuiesc că ceva apartă. Trebuie să investigăm. Și nici n-am văzut că e muzeu aici. Treceam, ne plimbam, am zis să venim să luăm și noi cinea, să mâncăm ceva, că avem o foame noi amândouă, deci când am mâncat de 5 zile. Și ne-am așezat aici și numai bine că, uite, chiar suntem în fața muzeului. Am comandat niște bere, Vicky și-a luat niște vin, avem și o apă pe masă, așteptăm să ne vină niște pizza, respectiv paste, ce și-a luat Vicky, și să mâncăm, că suntem lihnite. Am zis că astăzi seara, gata, vreau o pizza, că nu se mai poate, am tot mâncat paste, am tot mâncat. Crezi că e ultimul alcool azi, de mâine avem mașină. Corect, deci nu o să mai putem să bem, că de mâine trebuie să conducem. Așa că am zis că în seara asta trebuie neapărat ceva consumat acolo, valutat. E un pic mai răcoare decât zilele trecute, se simte bine așa vântul și e aceeași liniște din totdeauna. Adică sunt oameni care vorbesc lângă noi, e o tipă care fumează, deci îmi dă tot fumul ăla, mi-l dă în față și cei care nu fumați poate înțelegeți problema, că e nasol când ești nefumător și cineva fumează în față, dezvine tot fumul. Nu e tocmai plăcut. Eu n-am o problemă cu cei care fumează, mai ales că sunt fumătoare pasivă din totdeauna, prin intermediul părinților, anturajului și așa mai departe. Toți în jurul meu fumează, dar eu nefumând e neplăcut să-mi vină tot la mie în față, știi? Și aș prefera paparații aici în fața mea. Paparații, ziceam de tine, cum faci poze acolo? Suntem la numărul 13. Ia, chinimoane, chestii. Ai fost când ți-am dat aseară traseu. Go, 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 Pikachu, go! Guardami gli occhi, la ragazza! La
dimineața are ochii verdi. Verdi? Adică eu sunt aia. Mă extrag atunci din această ecuație, vă las. Da, extrage-te din ecuație. Sănătoși. Bine, boss, mi-a dat flash-uri. Serios? Da, mi-a dat flash-uri să mă dau. În tunel? În tunel, uite. Cine mă te fac de rușine, Duster-ul? Duster-ul, de fapt. Dacia, ce să mai. Poate-i de-al nostru. Bă, nu neapărat, avea număr de Italia, ce-i drept. Ce? Ea n-aveau Dacii la Eurocar, de unde am luat? Tu știi câte Dacii erau? Era de la culoare de Dacii. Hai mă, abia aici. Și fie facem așa acum, să mergem între Luca, Prato și să ne întoarcem, dar n-are treabă că Firenze nu i-a venit de aici. Fie facem așa. Am ajuns în această minunăție de loc, după un drum de aproximativ o oră din Florența, pe care l-am parcurs cu Volkswagen-ul pe care l-aveam în posesie. Suntem acum în San Gimignano, unde ne pregătim să vizităm, dar ne-am oprit pentru o secundă ca să vă arăt priveliștea asta, care e fix din aia de staie respirația. Adică am avut un moment din ăla de când am văzut, arată într-un mare, mare fel și cred că încă n-am văzut una superbă, superbă, deși mie și asta mi se pare. E cam filme, efectiv cam filme. Eu n-am fost niciodată prin zona asta, prin urmare să văd așa ceva cu ochii mei și nu pe coperta unei cărți sau, nu știu, în filme, e o realizare. Și chiar copleșitor de frumos este. Îmi pare rău că vedeți culorile așa de arse, însă este un soare foarte, foarte, foarte puternic și n-am ce să-i fac în clipa de față. Și nu venim pe noapte, da, uite, încă unul din turne. Deci o să vizităm, vai, cum se vede. Da. Un punct panoramic. Asta voiam și eu. Uite. Nu vreau să vă turiști. Da, și noi de altfel ne fiind turiști, nu vrem să vedem noi turiști. Noi suntem de aici, da. Laura, Niamo, Laura. Laura, da, deci ieri toată ziua mi-a zis numai Laura, Viviana, Giuliana, Giovanna, Antonella. Numai așa am ținut-o. Liliana. Liliana, tu ce faci, Liliana? Grasule. Nu o să stăm să vizităm în detaliu, adică nu rămânem peste noapte sau ceva, de asta vă zic că nu pot să vin mai târziu când o să fie soarele ăsta mai domolit și poate ați vedea mai bine, dar sper să vă faceți o idee cât de cât. Ideea e că orășelul ăsta mi-a fost recomandat și pare recomandat de voi în comentariile și în mesajele pe care mi le-ați trimis, pentru care dacă n-am mulțumit o fac acum, mi-a zis multe, du-te, du-te, du-te și vezi San Gimignano ăsta, du-te neapărat, așa că asta am făcut. Și, na, îl bifăm, după care mergem mai departe. Da, problema e că ne blochează un pic copacii ăștia, dar se vede cât de cât. Venim din, da, România. Venim, da, corect, corect, corect. Te deranjează pomul? Cât vai cu el. Aici chiar nu e nimeni, toată lumea e în centru acolo unde e agitație și formală, aici unde să mergem și noi. Dar să explorăm pe cât posibil. Uite, cam cum arată orășelul. Like you're a friend of mine. Screen lights on.
schimbare de plan, una chiar nașpa, pentru că ne-am luat o superbă țeapă, sau să-i zicem că ar fi o neînțelegere, o încurcătură, cu Airbnb-ul, unde trebuia să ne cazăm. Ideea e felul următor. Noi aseară, mai mult Vicky, așa cum vă ziceam, a planificat cazarea pentru astăzi și a luat prin intermediul Airbnb o cameră într-un orășel care se numea Castillo, ceva cu F, Castillo... Nu e Castillo, Castillo. Era ceva cu castel. Era ceva cu un Castillo ceva. În fine, o să notez pe aici în cazul în care găsesc. Care e la aproximativ 20 de minute de Arezzo, unde suntem de fapt acum. Am ajuns noi acolo, nu aveam niciun fel de instrucțiuni în mesajul pe care în mod normal îl primesc de la Airbnb, în care ți se spune, te duci așa, vii la ora nu știu care, te preia nu știu cine, sau din contră, e cu self-check-in în care intri tu în casă. Am zis că poate o fi, nu știu, ceva, n-am primit mesaj. Și am sunat la ușă, ne-a deschis un domn în vârstă, care ne-a poftit înăuntru și a zis că da, stați așa, că să duceți pregătească nu știu ce. Ne-am așezat și a zis că el nu are nicio rezervare și că nu ne putem caza acolo, că el nu lucrează cu Airbnb, n-a mai lucrat cu Airbnb de 3 ani și că el lucrează numai prin Booking. Și noi eram cu rezervarea în față și, mă rog, Vicky a vorbit cu el pentru că tipul nu vorbea decât italiană și franceză. Eu italiană nu știu, franceza o înțeleg, dar nu vorbesc. Vicky vorbește foarte bine franceză. Așa că s-au contrat, a ieșit, mă rog, nu scandal, dar am ridicat vocea așa, pentru că nu ne țineam pe a noastră, că noi am plătit pentru o cameră pe care nu avem, banii ne-au fost retrași, el nu vrea să ne primească și noi unde stăm și ce facem? Că n-avem nici bani, n-avem nici cameră. Și el o ținea pe a lui, că nu, că el nu lucrează cu Airbnb, că nu-i vina lui, că să ne certăm cu ei și așa mai departe. Ba chiar a fost un moment în care ne-a zis că singura cameră pe care o are disponibilă este camera lui. Și a râs, din ce înțeleg. Eu faza asta n-am prins-o, n-am înțeles-o. Cred că eram cu nas în telefon. Mi-am dat seama că e ceva neregulă din momentul în care am văzut că se ridică tonul și că se tot contrau. Că ăla nu... El o tot ținea pe lui, că el nu lucrează cu Airbnb. Numai că asta e foarte dubios, că noi am făcut rezervarea asta fiind acolo site-ul, adică de unde am luat-o? Doar n-am pus noi și am venit la el să stăm. Nu era nici cine știe ce, adică nu era o chestie extraordinară, era rezervat pentru o noapte, mare șmecherie. Doar că el tot insista că nu, că el nu e pe Airbnb. Și am arătat rezervarea, sunat pe nu știu cine, după aia ca întrebasem unde putem să ne cazăm totuși noi în seara asta, ca să nu dormim pe stradă sau în mașină. A sunat pe cineva, până la urmă ne-am ridicat de acolo frumos și am plecat, i-am dat bună ziua, la revedere și asta e. I-am dat bună ziua? I-am zis goodbye, mă rog, sau ceva de genul. Am trimis mesaj la Airbnb, am intrat de fapt cu ei pe chat și vorbeam cu cineva acolo și explicam situația că prieten, ne-ați luat banii, ăsta nu ne dă camera, noi nu avem unde dormi. M-au ținut din, mă rog, reprezentant în reprezentant și până la urmă mi-au zis că n-au ce să-mi facă și că o să dea mai departe conversația la probabil cineva care are autoritate, că o fi și la ei cu o ierarhie acolo și ăștia deocamdată n-au zis nimic. Și după ce am plecat de la Nenicola, ne-am dus undeva la... Nu la Arezzo, la baia, la ceva, patru pietre, unde ne-a trimis el, că el dăduse telefon acolo să întrebe dacă au camere și pentru noi. Și ne-am învârtit pe acolo, arăta foarte bine, era o casă din asta pe stil italian, cu tot felul de copaci din ăștia specifici climei lor, arăta super, super bine. Numai că nu era nimeni. Deci nu era nimeni. Și am stat un pic pe acolo, am dat în conjurul casei să vedem, băi, totuși poate e cineva să ne zică și nouă dacă ne poate primi, dacă... Na, să plătim, să ne găzduiască și pe noi. Scuze-mă. Și... Și nu a venit nimeni și după vreo 20-30 de minute în care ne-am învârtit și am zis că ok, treaba asta este un pic cam prea dubioasă ca să stăm aici, ne-am urcat în mașină și am plecat spre cel mai apropiat oraș, Arezzo, de unde vă vorbesc acum. Pe drum am făcut o rezervare, am făcut Vicky, eu am condus la hotel Booking de data asta, cu toate că nu e vina Airbnb-ului, putea să fie invers și ăsta să zică că el lucrează cu Airbnb și noi să avem rezervare prin Booking. Problema este la el. Că cineva, dacă nu el, nu știu, poate copiii lui, habar n-am. Păi l-au făcut booking la cameră și n-au luat în cont rezervarea de pe Airbnb. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar nu e ok. Și am făcut rezervare, hotel Minerva, care e un hotel ca un hotel, nu e o pensiune sau un apartament, ceva de genul ăsta. Ne-am cazat, 80 de euro. 82, cu tot cu taxele de oră. Da. Arată foarte bine,
Da, e o cameră de hotel unde să putem înopta, avem parcare, avem toate cele. Atât tot că a fost tot incidentul ăsta, care nu doar că am rămas fără bani, a trebuit să ne reprofilăm, dar a stricat atmosfera, adică a stricat tot cheful și pofta și suntem așa un pic moleșite. Ca să nu mai zic că am pierdut multe ore din zi, că noi avem cu totul alt plan. Da, și da? Nu vrea să meargă în localitatea Castillon Cibochi să evite The Castle. Ăsta e. Așa se numește. Deci acolo. Da. Dacă îl găsiți pe Airbnb, nu dați booking. Da, ca să știți. Asta e, fiecare ce merită. Da, și că nu lucrează cu Airbnb. Da, dar el e pe Airbnb. Da, știu. Asta este șocant. Vezi, omul da, asta zic. Airbnb a luat banii, procesul, nici măcar nu spende, adică am verificat contul și au plecat. Da, deci banii sunt duși. În fine, o să încercăm să nu lăsăm incidentul ăsta să ne umbrească atât cât mai avem. Din ziua de azi și mâine, ce mai e zi full, miercuri ne întoarcem. Asta s-a putut. Aici se află Arezzo, intrarea pe poarta Lorentino. Lorentino, abia așteptăm să te cunoaștem și să ne dai ceva de mâncare, trei țărfie, că suntem absolut lihnite. Vorbeam și cu Vicky mai devreme și spuneam că mi se pare extrem, extrem de pustiu. Nu doar orășelul ăsta, care uitați-l la de frumos, gol așa, dar și pe drum, pe unde am condus. Cât am condus? Vreo 3 ore cu totul? Cât să zic? Cam așa. Pe peste tot unde am condus, era gol, na, abia vedeai picior de om din când în când. În rest, nu, era să zi luni. Deci, nu știu, orică au plecat turiștii, orică nu ies oamenii pe căldura asta. Uite, niște oameni aici la coafor. Altfel, mai e un rătăcit în față și alte două rătăcite aici. Centrul orașului e cam așa, cred că ăsta e centrul orașului. Centru, nu? Și în partea asta stă lumea la coadă la gelato, ceea ce mi-e foarte poftă, dar în principiu aș vrea să mâncăm mâncare întâi, nu? Sau vrei să luăm acum? Apă, eu vreau mâncare. Tam, 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 vespa, una roșie. Vicky, pe ăștia ai văzut cu bișterile? Da. Sunt nimeni în acest oraș. Se pare că de fapt este multă lume și că este foarte viu. Văd un Stradivarius în față. Wow. Deci ne-am înșelat complet. Ce pustietate, nene. Uitați-vă voi ce e aici. Muzichie, party. Vicky care dă cu cerceii de pământ. Supărarea când îmi vine. Da, am ajuns la concluzia că retragem complet ce am zis mai devreme. Pentru că acest oraș este de fapt foarte viu și este foarte aglomerat și sunt o mulțime de magazine. Frumos. Foarte frumos. Magazine, cafenele, lume, forfotă, numai Stradivarius ăsta de lângă noi e imens. Și suntem acum pe o alee, da, și avem și cafele, asta vă arăta Vicky. Am găsit niște cafele foarte bune undeva, la preț destul de bun. Dar zici că e cu totul altceva, deci nu e același oraș ăsta. Nu e chestia în care am intrat noi, care era pustie, tristă, zic, nu, frumos, dar nu este același lucru. Deci arată într-un mare fel. Ce? Aoleu, hai de aici. Pleacă de acolo. Pleacă cu rățenile tale. A văzut în vitrină. A văzut în vitrină papuși de aia urât bircă. Pleacă-mă de aici, lasă-mă în pace. Hai mă. Era o reducere, Andreea, serios. Nu, îmi pare rău, fără. De data asta nu. Abandon me to cry. Dar nu e la meniu, Vicky. Vai, ce frumos! Iar fully booked. Well, that's for tomorrow. Înțeleg că mesele sunt goale. Ne-am mai învârtit destul de mult prin centru. Într-adevăr, n-avem la fel de mulți pași cât am făcut ieri și alaltă și fiecare zi că am depășit 20.000. Am avut cam 25.000, dacă nu chiar mai mult în fiecare zi. Astăzi avem peste 10.000. Probabil că o să facem vreo 15.000 când ajungem acasă, nu? Cam așa, zic. Poate, da, poate chiar să depășim pentru că am mers mult și cu mașina și da, asta a schimbat puțin dinamica comparat cu repede cum am fost în fiecare zi de când am ajuns aici. Deja m-am învârtit prin centru, din nou zic, foarte mișto, deci chiar am fost impresionată de ce e pe aici. 13.300. Cât? 13.300. Deja avem 13.300, suntem foarte bine. Și continuând pe lista de treburi impresionante, suntem la un restaurant care arată foarte bine, se numește Lac, mă rog, numele e într-adevăr englezesc, dar meniul e numai cu specialități italiane și noi în principiu asta am căutat. Am vrut să mâncăm tradițional, local, nu, sushi sau alte, nu știu, piept de pui și... bine, trecând de faptul că niciunul dintre noi nu mănâncă deloc carne. Vicky e vegetarian.
Și restaurantul se numește Lac. Arată cam așa. Luuk, capa, nu lac. Arată cam așa. Este, nu știu, o catedrală să fie asta? Sau ce-o fi clădirea asta? E sprijinit cumva de un perete care găzduiește clar o clădire veche. E ceva istoric aici. Very good. Yes. Thank you. Sprijină ceva, deci nu știu, asta e o clădire istorică. În principiu, cu aici am multă istorie. Thank you. Ne-am luat farfuriile pentru că am mâncat niște bruschete mai devreme foarte bune. Am început cu ele, după care ne-am comandat paste. Și acum probabil o să vină să ne aducă paste. Chiar vorbeam că n-am mâncat deloc bruschete de când am ajuns aici, suntem în Italia și n-am mâncat bruschete. Dar mi-au plăcut astea, au fost delicioase. Da, deci peste tot istorie, unde dai cu nasul istorie. Și în centrul lor este o biserică foarte frumoasă. Și dacă mai mergi puțin, mai dai de încă o biserică și mai dai de încă o fântână și mai dai de niște statui, trecând de multe magazine. Privința asta seamănă așa un pic și cu Firenze și cu Bolonia, dar foarte, foarte fain. Și prețurile mi se par un pic mai mici, ceea ce probabil că e normal. Nu? Normal. Florența cred că este printre cele mai scumpe orașe din Italia. Da. Și foarte aglomerat acolo. Sunt și aici turiști, într-adevăr, dar nu așa de mulți cât am văzut în Florența. Și să vă zic o chestie interesantă că am uitat. Astăzi când am ajuns la închirierea de mașini, m-a stricat cineva. Și prima dată parcă mi-a trecut așa ceva pe lângă urechi, dar am ignorat. Și a doua oară, când am văzut Andreea clar și respectat, zic, ok, și m-am întors cu spatele, era una dintre fetele mele, care era tot entuziasmat, Andreea, tu ești? Că m-a văzut prietenul ei și i-a semnalat că sunt eu, ea a venit spre mine în momentul ăla și era foarte, foarte entuziasmat, a fost foarte drăguță, ne-a făcut Vicky o poză și se pare că avem același zbor de întoarcere miercuri din Bolonia și i-am zis să, deci ne vedem atunci. Deci o impresionez și pe ea cu talentul tău la somn, la dormit. Da, am zis că Vicky a făcut mișto de mine pe tot cursul drumului, pentru că am dormit lemn. Ce lemn, bă, tăiai lemne pe tine, lemn. Eram foarte obosită, chiar eram foarte obosită atunci. Deci am dormit aproape tot zborul. Și da, se pare că o să ne întâlnim, că avem același zbor și a rămas așa, ne vedem miercuri, practic, cu aceeași întoarcere. Da, în per total, chiar dacă am avut ghinionul ăla pe parcursul zilei, cred că a fost reușită treaba. For the best. For the best, da. Nu vă zic că am comis niște treburi, sunt aici niște chestii. Și să știți că Vicky este parțial vinovată pentru că a insistat și m-a tocat. Și ce am făcut? În apărarea mea, însă, să știți că sunt niște lucruri foarte frumoase. Am luat niște bijuterii splendide, niște chestii cu adevărat deosebite pe care, dacă are dreptate, într-un punct, are în ăla care susține că aș fi regretat dacă nu le-aș fi cumpărat. Sunt minunate și clar o să fac un haul când ajung acasă, pentru că am luat suficient de multe chestii cât să pot susține asta. Și chiar vă ziceam eu acum câteva zile, nu știu dacă aici sau dacă am zis pe Instagram, dar vă povesteam eu atunci că să vedem dacă se strâng suficiente lucruri. Că făceam haul-uri din astea acum niște ani când călătoream un pic mai des, de fiecare dată când mă întorceam dintr-o țară și aveam și timpul necesar și mă rog, găseam chestii mișto, făceam haul-uri cu ce am luat de acolo. Și dacă a venit pandemia, mult succes să mai faci ceva. Și vă ziceam eu acum câteva zile că, băi, să vedem dacă adun suficient material cât să poți susține un pol. Și se pare că am adunat și chiar am niște chestii deosebite pe care vreau să vi le arăt. Și pentru că sunt frumoase și, mă rog, sunt materiale pe care le fac întotdeauna pe canalul meu, dar am primit multe mesaje de la voi în care îmi spuneați că urmează să plecați și voi în vacanță sau că sunteți deja aici și că vreți recomandări și alte treburi de astea. Deci sunt sigură că vor fi utile. Și dacă nu sunt anul ăsta, poate vor fi la anul și așa mai departe, că vlogurile rămân pe canal. Bun, acum, că v-am pus la curent, am dat raportul cu toate cele, nu știu dacă vă arăt bijuteriile în vlogul ăsta sau urmează în holul ăla, deci mai stați cu un ochi, cu un ochi pe aici pe canal și așteptăm și noi să ne vină coastele. Măsă noastră, duce acolo care e pe telefon, suntem bine, Vicky Vici, îi mai zicem și Vici din când în când, îi place. Veni, Vidi, Vici. De la asta vine. Acesta este camera, ca să vă arăt și pe ea așa, dacă tot m-am ținut de tururi și alte de-astea. Acesta este patul nostru dublu, țaca-paca. Am parcat mașina în parcarea hotelului, care este, aia este mașina noastră, strălnișit acolo, pupăm, uirăm noapte bună. Avem aici și o măsuță, niște fotolii, de care nu vom profita în nicio formă, că mâine dimineață plecăm.
birou, încă o oglindă, încă o oglindă, ceea ce mă face foarte fericită, ținând cont de această problema mea. Avem aici o Vicky, care își prinde părul. Avem aici o persoană care a mâncat foarte mult gelată și paste, bun de tot, în dulap. Ce avem noi aici, așa. Și-a luat, Vicky Rotien, da? Deci și-a pus-o pe umeraș, nu ca loazele, ca mine, dar am lăsat-o în pungă. Safe, pătură de care cred că voi avea nevoie că este frig, adică mie mi este frig. Mă duc, da, mă duc la baie. Mai putem veleși din august cu pătură. Da, cu plapuma chiar. Uite, ca să vedeți și de ansamblu așa, cam în felul ăsta se prezintă camera, e foarte ok. Aici, baia, care e foarte mișto, e mare, e spațioasă. Ia uite, avem și cadă. Oh, este prima cazare la care avem cadă. Da, corect, dar există. Duș toate cele, toaleta, bideu, aici și avem chiuvetă, știu, nu v-ați aștepta la asta. Aici sunt eu și vă zic cu această ocazie niște noapte bună, pentru că am de făcut niște chestii, trebuie să facem un plan, trebuie să facem o plângere la Airbnb, una oficială, pentru că ce să vedeți, nu ne-a contactat nimeni până acum. Foarte drăguț din partea lor, așa că simțim nevoia să ne băgăm în seamă, știți, vrem și noi niște bani, dacă este posibil. Trebuie să mai lucrez eu niște treburi, trebuie să vedem un plan pentru mine, eventual să găsim un alt hotel la care să ne cazăm și alte detalii de genul ăsta logistice. Nu știu de ce fac așa de mână, dar o să mai fac de câteva ori și vă zic noapte bună și revin cu mine. Dimineața! Dimineața de la benzinărie, de pe autostradă chiar. Am plecat de aproximativ o jumătate de oră, o oră, cam așa. Și am zis să ne oprim puțin ca să luăm și noi o cafea, să vedem dacă găsim ceva de ronțăit, pentru că avem un drum de aproximativ 3 ore până când ajungem în Cinque Terre, asta presupunând că nu ne mai oprim, ceea ce probabil se va întâmpla, pentru că sunt multe locuri și lucruri frumoase pe care le vezi în drum și vrei să te apropii. Evident, asta dacă o să și putem, că pe autostradă fiind puțin complicat, dar ieri cum am mers numai pe drumuri din astea naționale, ne-am oprit pe peste tot unde am văzut ceva frumos. Așa că o să vedem cât putem să parcurgem din autostradă și cât putem pe drumurile naționale. Ai găsit? Nu, pare ok. S-ar putea să fi fost diferența de temperatură. Să vedem dacă se resetează când plecăm de pe loc. Ok, asta contează. Vorbim despre ceva, o notificare pe care am primit-o de la Cauciucuri, a port acolo în bord că e o schimbare de presiune, ceva de genul, și să ne asigurăm că este totul ok. În orice caz, ne-am luat cafea, avem aici un cappuccino și am găsit croasante la băieții ăștia, croasante vegane în benzinărie, ceea ce mi se pare foarte tare, adică croasante vegane se găsesc și în România, mai greu, dar se găsesc, însă trece trenul, însă în benzinărie să găsesc croasante vegane mi se pare așa... foarte tare. E un fel de complex din ăsta cu tot felul de magazine, nu cine știe ce, dar au mai multe chestii de unde poți să-ți iei. Deci nu e o singură benzinărie. E, nu știu, ca un fel de mini mall. Spațiu de servicii. Da, spațiu de servicii, așa. Exact așa. Am dormit destul de bine, chiar m-am trezit surprinzător de ușor. Cred că a fost ziua în care m-am trezit cel mai ușor comparat cu celelalte. N-a fost nevoie să amân alarma, pur și simplu m-am trezit, ne-am pregătit, am strâns bagajul. Sunt cu rochea asta roșie de la Zara, tărărâ, Fitbit-ul, să vedem ce o să zic astăzi câți pași reușim să facem. Machiată, aranjată, deci totul foarte bine. Și o să stăm un pic aici să bem din cafeaua asta, să ronțăim croasantele, după care plecăm mai departe la drum. Astăzi conduce Vicky și vedem dacă mai fi cazul să schimbăm sau nu, dar oricum, am început bine. Păi cu doi. I love you.
Tocmai ce plecam spre cazare și ne-am oprit pe drum și am văzut minunăția asta și n-am putut să nu oprim. Nu e niciun filtru, nu o să-i fac nimic la editare, ceea ce vedeți sunt culori reale. Deci arată într-un mare, mare fel. N-am văzut în viața mea un apus atât de colorat. Chiar dacă soarele e undeva în spate și probabil nu-l vedeți, uitați-vă cum sunt culorile astea. Doamne Iisuse, sunt extraordinar de frumoase. Și am parcat. Cam pe aici sunt. Cred că vă dați seama numai de cum cade. Vedeți că e așa încălzită toată imaginea. Sunt niște culori care cad. De la soare vin. Vicky face acolo poze. Mai sunt și alți oameni care s-au oprit. La fel ca noi. Dar e colosal de frumos. You always searching for a better thing. Wanna replace me. I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts, yeah. Sometimes I wanna risk it all. Since you left me. Struggle, baby, I see pain. Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts, yeah. Ooh, isn't it strange we turn to strangers? You've erased all your pictures on your phone. Ooh, your final words on a piece of paper. Ceasul 00:14. Încerc să vă arăt, dar evident că nu. A, reușim în focus? Uite așa. Acum cred că ați văzut. Am ajuns și la hotel. Asta este camera noastră, ultima cameră de hotel, pentru că mâine ne întoarcem în România și cu ultimele puteri voiam să mai vorbesc puțin tel cu voi ca să fac încheierea pentru ziua de astăzi. Tot a fost ziua full și cred eu cea mai solicitantă dintre toate. Deci am avut zile în care am mers mult mai mult pe jos decât astăzi, în care poate că am și văzut mai multe lucruri, dar au fost multe ore de condus, serpentine, multe, 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 agitație și mese puține, adică am mâncat la prânz niște pizza, câte o felie de pizza de fiecare, nici măcar n-a fost o pizza de aia întreagă, gelato într-adevăr, cină deloc și dimineața a fost croissantul ăla vegan și cafea și cam atât, deci e puțin tel așa. Ceea ce cred eu că influențează un pic moleșeala asta pe care o resimt acum. Drumul a fost foarte ok, am plătit 18 euro la autostradă după ce am ieșit și am mai plătit 21 dimineață, deci aici au 2 străzile cost.
dar am circulat foarte bine, adică toți răzile sunt impecabile, lumea nu semnalizează aici, chiar râdeam cu vechea astăzi că nimeni nu semnalizează, foarte rar am văzut oameni care semnalizeze, pur și simplu se bagă așa niște depășiri foarte, wow, ce a făcut ăsta, dar am ajuns în regulă și suntem cazate, mă iertați, sunt pulbere, sunt în clipa asta, suntem cazate la Holiday Inn, avem și noi în România din asta, e o rețea de hoteluri, în principiu pentru întârziați, așa le zic eu, mă rog, e o glumă de-a mea internă. Dar am ajuns acum vreo jumătate de oră, am fost după bagaje, ca să vedeți în ce stadiu este treaba. Vicky e la baie, eu mă mai învârt pe aici puțin tel și nu știu cum o să facem. Eu aș fi vrut să facem bagajul din seara asta, ca să ne fie mai ușor mâine, pentru că mâine plecăm de dimineață, ajungem la aeroport și predăm mașina de acolo. Asta e foarte bine, că nu ne mai complicăm cu Uber sau ceva, plecăm noi direct. Ajungem la aeroport și apoi o să avem zborul. Cred că zborul e undeva în jur de ora 3, o să ajungem în România la 6. Zborul durează 2 ore, dar este diferența de fus orar, că noi suntem, cred, în România e înaintea italienilor cu o oră. Dar în principiu la 3 avem zborul, asta înseamnă că pe la 12:01 să fim acolo, deci cam așa cred că va fi mersul. Dimineața avem și micul dejun inclus aici și vom pleca destul de devreme, am zis să vedem ce putem să mai facem, dar... Oricum, cred că bagajul va rămâne pentru atunci când nu mai poate nimeni, deci toată lumea e praf și eu și Vicky. M-a ținut de vorbă acum la întoarcere, pentru că eu am condus pe drumul de întoarcere și nu doar că era oboseala mea adunată după toate cele, dar era și întuneric. Că v-am zis, dacă abia am ajuns și am mers pe autostradă, na, pe curi prea puțin. Și simțeam așa cum mă ia somnul. Dar am ajuns cu bine, deci chiar n-am avut incidente și sunt foarte bucuroasă, pentru că vă dați seama, am avut și eu și ea emoții în momentul în care am luat mașina, că e o mașină nouă, străină și ne-am temut puțin tel să nu fie probleme, dar astăzi a condus și ea, ieri am condus numai eu, astăzi am condus amândouă, a fost destul de dificil pe serpentinele alea, nu, deci drumul e prudență, asta e cum tot trebuie, prudență maximă, să ne-am descurcat, ceea ce este foarte, foarte bine. Ca să închei pentru astăzi, cred că a fost, de fapt, nu știu dacă pot să fac un top acum, cred că trebuie să mă gândesc un pic, ca să vă zic ce mi-a plăcut mai mult și mai mult din călătoria asta. Dar dacă n-a fost partea preferată, oricum cred că a fost acolo cea de-a doua. Foarte frumos, deci mi-a plăcut extraordinar de mult, mi s-a părut ceva de vis, iar apusul pe care l-am prins, așa, fără să fie ceva planificat. Pur și simplu plecam și când am văzut, l-am tras pe dreapta, acolo unde am putut și eram amândouă, wow, cât de frumos, deci probabil că cel mai frumos apus pe care l-am văzut vreodată, superb, 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 superb. Da, problematic cu parcările, da, e scump, da, e aglomerat, dar mi-a plăcut foarte mult. Și cu ocazia asta încheiem în principiu activitățile turistice, că nu mai avem. Mâine cred că o să mai am așa câteva cadre la aeroport, dacă se mai întâmplă ceva notabil o să vorbesc cu voi, dar ca să știți, suntem cam pe final, așa, pe ultima 100 de metri. Și chiar vorbeam astăzi cu voi prin mesaje că îmi ziceați că nu e nicio problemă dacă ies 2-3 vloguri din călătoria asta, asta pentru că vă spusesem eu despre volumul mare de videouri pe care le-am filmat. Am foarte, foarte multe bucățele pe care va trebui să le lipesc, să le edite, să fac corecțiile de culoare, sunet și așa mai departe. Și vă ziceam eu că mă foarte îndoiesc că va ieși un singur vlog din toată povestea și voi mi-ați zis că noi ne sperăm să iasă 2-3, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Deci, da, sunteți niște drăguțe și niște drăguți întotdeauna și mulțumesc mult, mult de tot pentru toate recomandările pe care le-am primit. Îndeosebi pe Instagram, multă lume mi-a zis tot acolo, faia, așa. Sunt toate binevenite și urări de concediu plăcut. Mulțumesc tare, tare mult. Acum închei. Aici, cred că ne mai vedem, ne mai auzim mâine dimineață, oricum, deci nu e încheierea de final, dar e încheierea de zi. Rupte, sunt duș, toate cele și nânel. Revin, noapte bună! Opa! Poate nu-i uit că-mi plac. 4 euro, nu? Îți plac ochelarii mei? Foarte frumos. Alege casă. Fii! Dar cred că este în geantă. Nu, că-l băgăm pe al meu. Da, dar-mi trebuie și mie.
și înapoi pe canapeaua consacrată cu blănoșii care îmi dau turcoale. Sunt cu toții de jur împrejurul meu. Cred că se bucură sărăcuții că nu ne-am mai văzut de atâta vreme. O săptămână e destul de mult și chiar dacă ei sunt obișnuiți cu plecările mele, întotdeauna e foarte plăcută senzația aia de revedere. Rumbu, evident, o să mă mai lase puțin, că așa face, și abia de mâine sau la noapte, dacă o începe să se dea pe lângă mine. Dar Poirot și limonada mă miroase ca pe... nici nu știu ce să compar. Iar Poirot simt că e bucuros, nevoie mare că... că m-am întors. Iar eu sunt cea mai și cea mai bucuroasă. Oboseala mea este la un nivel care nu va permite să articulez cuvintele exact așa cum mi-aș dori, dar vreau totuși să fac acum încheierea pentru vlogul ăsta, pentru că de mâine încolo deja nu va mai fi același lucru și vreau să fie rotund, după care mă voi duce și mă voi culca. Deci m-am demachiat, coculete avem, sunt bine sexy acolo, pijamale, practic dorm pe mine. Dar, întâi de toate, zborul a fost foarte ok, dar până când am decolat am avut întârziere de aproximativ... 2 ore, să zic, nu știu de ce, toată lumea se enervase acolo, erau foarte mulți care, mă rog, nu că se certau, dar ridicau tonul, cred că au fost și ceva incidente la urcare, eu deja mă dusesem pentru că am avut priority și când ai priority-ul ăsta te duci în față, duc cu Izu, am zburat, să știți că am zburat foarte bine, eu n-am o problemă cu liniile de low cost, am mai fost cu ele de o groază de ori și v-am zis asta și am zburat ok până acum, deci zborul a fost foarte în regulă, dar am stat de nevenit rău până când am plecat efectiv. Am luat niște zarzavaturi de prin aeroport de acolo și pe avion am dormit. Deci n-am simțit zborurile nici pe ăsta de întoarcere, nici ăla de la dus, nu le-am simțit în nicio formă, am dormit buștean. În afară de asta, activități turistice sau alte chestii n-am avut, doar am predat mașina și a mers totul foarte, foarte în regulă. Deci acum aș vrea doar așa să acopăr câteva tehnicalități și să vă zic cam ce mi-a plăcut mie mai mult și mai mult din excursia asta, ce recomand și așa mai departe. Întâi și întâi de toate, nu știu cât ați înțeles sau cât am acoperit eu subiectul, oricum va trebui să tai destul de mult la montaj pentru că mă uitam acum și am filmat aproximativ 5 sau 6 ore, cu ce mai adaug și acum va fi foarte mult și clar, n-am cum să fac nici măcar 2 vloguri, nu pot să fac și să las chiar tot, dar referitor la acte, la ce aveți nevoie, vă trebuie întâi și întâi de toate pentru Italia, vă trebuie neapărat fie vaccin făcut, fie test din ăla PCR făcut cu maximum 48 de ore, dacă mi-aduc eu bine aminte, 48 sau 72 de ore înainte. Uitați-vă pe site-ul MAE și găsiți acolo informațiile exacte. Eu vă zic așa pe scurt ca să știți cum a fost în cazul meu, dar lucrurile astea se schimbă odată la ceva timp, astfel încât e bine să verificați întotdeauna. Vă zic că fără astea nu puteți intra. Nu puteți intra în țară și nu puteți intra pe nicăieri. Noi, în majoritatea locurilor pe unde am fost, muzee, nu știu, cafenele, pe unde am fost cu incintă, nu mă refer la magazine, dar pe unde am fost așa de vizitat și un spațiu foarte popular, foarte aglomerat, cu oameni, ni s-a cerut așa ceva. Păpăsteam și la grădina botanică acolo, că practic eram noi și încă o persoană, eram 3 rătăcite pe afară, deci în exteriorul și tot am avut nevoie de certificatul ăla și noi l-aveam, numai că nu aveam formatul printat, adică nu aveam hârtia efectiv la noi, l-aveam pe telefon și până l-am găsit, mă rog, până la urmă s-a rezolvat. Dar să aveți neapărat hârtia asta, adică certificatul digital care atestă fie că sunteți vaccinate, fie că ați făcut un test PCR în urmă cu 48-72 de ore, evident negativ. A fost destul de nevoios procesul la check-in, adică la aeroport acolo, pentru că te verifică cu toate hârtiile astea, să vadă unde stai, cât stai, de unde vii, cere adresa și așa mai departe. Acum la întoarcere nu există carantină de nimic de genul ăsta, Italia din ce știu e pe lista galbenă, astfel încât am trecut destul de ușor. Mamă, și am avut niște emoții, am uitat să vă zic asta, am avut niște emoții acum când am luat bagajul, pentru că nu mai venea, nu știam ce se întâmplă și bagajul nostru nu venea, lumea tot pleca și noi stăteam și ne uitam și tot așteptam și deja aveam gânduri din alea cele mai negre. Ăsta e unul dintre coșmarurile mele, că mă gândesc, mama, să vezi că nu vine bagajul. Și când am văzut că nu vine, deja în capul meu eram, aule, să vezi acum ce stau și umblu pe la Delea, cu pierdut bagajul, dacă l-ai mai recuperat. Deci aveam toate scenariile negative în cap. Din fericire a venit, deci este totul în regulă și pe planul ăsta. Așadar, vă trebuie neapărat actele alea. Apoi, ce recomand eu? Dacă aveți posibilitatea de a închiria o mașină, recomand să o faceți pentru că ajută foarte mult. Este adevărat că acolo în Cinque Terre, care mie mi-a plăcut enorm, mi s-a părut poate cel mai spectaculos aspect al excursiei ăsteia, acolo într-adevăr se poate ajunge și cu trenul și poate că acolo chiar e recomandabil să mergeți cu trenul pentru că ajungeți mai repede, nu vă bateți capul cu toate serpentinele alea care te nebunesc.
Dar, în afară de asta, dacă vreți să explorați zonele rurale și să ajungeți în regiuni pe care altfel poate că nu le-ați vedea, eu recomand să închiriați o mașină și să procedați în felul ăsta, că veți vedea lucruri care nu sunt tocmai turistice, cum a fost în cazul nostru, că am ajuns pe niște coclauri. Doamne, eu nu știu cât voi insera în vlogul ăsta, dar au fost foarte multe zone, unele le-am filmat, altele nu, pe care nu le-am fi văzut cu siguranță dacă nu aveam și locul de transport care să ne ducă acolo, pentru că ne fiind mașina, na, probabil mergeam cu trenul din oraș în oraș, aia era. Ne ajungeam noi până Toscana, până nu știu ce sătucuri pe acolo, pe la aleile alea de chiparoși, adică am văzut niște lucruri și niște priveliști cu adevărat deosebite și nu cred că am fi avut ocazia, nu văd cum altfel am fi avut ocazia să facem asta. Evident, nu e ceva obligatoriu, nu e un must, să zic așa. Dacă nu există posibilitatea, nicio problemă. Eu vin doar cu niște sugestii și voi știți mai bine ce vi se potrivește. Dar eu cred că o mașină ajută foarte mult în condiții de genul ăsta pentru că îți oferă o perspectivă puțin diferită și zonele alea la țară, alea mi s-au părut splendide, splendide. Toscana, cel puțin, wow! Și îmi doresc foarte tare să revin, dar să stau acolo, să stau mai mult, să stau în Toscana, exact acolo la țară, nu neapărat să văd orașele, cu toate că mi-a plăcut foarte mult. În Bologna, recomand neapărat să vedeți Teatrul Anatomic, care mi s-a părut splendid, splendid, splendid. E ceva cu adevărat deosebit, toată universitatea aia care are un aer puternic de Harry Potter, apoi în Florența de neratat grădinile Bubolii, care mi s-au părut minunate, au fost extraordinar de frumoase și chiar am regretat în ziua în care am fost că nu am avut DSLR-ul la mine, adică acea cameră mare pe care o folosesc eu pentru pozele pe care le pun în general pe Instagram. Acum, filmările pe care le-am făcut, le-am făcut cu toată aparatura posibilă, cred că am și zis la un moment dat, adică mi se descărcau bateriile și pe măsură ce mi se descărcau, ca să nu pierd cadrul, am filmat și cu telefonul, am făcut și cu asta mic, am făcut și cu DSLR, am făcut cu toate. Dar, pentru fotografie, tot ce pun acolo e făcut cu DSLR-ul, cu aia mare, cu aia profi. Și am regretat că n-am luat-o cu mine fix atunci, pentru că erau niște cadre splendide, niște peisaje superbe, priveliște asupra, mă rog, Toscanei sau orașului în partea cealaltă era deosebită și era, așa cum ni se spune Italiei, un muzeu în aer liber, de statuile alea, fântânile, sculpturile de pe peste tot, copacii, aleile superbe și castelul, efectiv, Doamne, arăta... Nu, parcă era o lume de bază, mi-era ceva fermecat acolo. Minunat! Atât de frumos mi s-a părut, e ceva extraordinar și cred că aș fi putut pierde o zi întreagă acolo fără nici cea mai mică problemă. Singura chestie, confortabil și să nu-ți bați capul cu alte aspecte, adică să ai și mâncare, să ai și apă, pentru că nu ni se făcuse destul de sete acolo, dar merită din plin. Regretul meu este că n-am ajuns să vedem și Palatul Pitti cu... tot ce era acolo, dar asta e, nu am putut să le facem chiar pe toate și oricum a fost o călătorie foarte, foarte activă. Eu de principiu sunt adepta călătoriilor de genul ăsta, nu-mi plac vacanțele în care să zac, nu știu, am perioade în general pe vlogul ăsta se întâmplă pentru că sunt atât de obosită fizic și psihic încât pic, efectiv, deci alea două săptămâni nu știți de mine, nu știe nimeni de mine pentru că sunt o epavă. Dar în afară de acea perioadă, nu sunt adepta vacanțelor ăstora de zăcut, așa, nu sunt stilul meu. Îmi place să mă plimb, să văd, să explorez, să învăț lucruri, să văd lucruri, să testez, să mă bucur cât mai mult de ceva altfel, ceva ce nu fac în mod normal. Și așa a fost și asta, chiar dacă o vacanță epuizantă, dar încărcată de informații și de frumos și cu multe, multe amintiri frumoase. Deci bagajul ăsta, metaforic spus, e unul extraordinar și nu l-aș da pe nicio zi din asta de zăcut doar la plajă. Cu toate că plaja foarte frumoasă, uite că ajungem și aici. Dar revenind, Florența, neapărat statuia lui David merită și cozile alea, e ceva unic în viață ce trebuie să vezi. Era de mult pe lista mea de to-do în viața asta și mă bucur tare mult că am reușit să văd cu ochii mei statuia. Apoi, Cinque Terre, clar, clar, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îndrăznesc să spun că acolo a fost partea mea preferată, cu toate că mi-a plăcut pe de-a întregul, dar peisajele alea, da, peisajele alea așa de frumoase erau, Doamne, și apusul pe care l-am prins, vă jur, este cel mai frumos apus pe care l-am văzut în toată viața mea. Culorile alea erau extraordinare. N-am văzut niciodată ceva așa de roșu, așa de violet, vinețiu ăla, super purpur aia și cu auriu. Era, Doamne, parcă era făcut în Photoshop. Dar nu, culorile așa erau ele și cu ochiul liber se vedea chiar mai frumos decât prin cameră. Nu știu acum cât a captat. Ia uite cuculele de aici, de excepție. Nu știu acum cât a captat camera mea, dar cu ochiul liber se vedea... Nu, n-am cuvinte să descriu cât de frumos a fost și a fost o chestie neplanificată, adică abar n-aveam că o să fie așa, oricum am fi mers și dacă nu era pusul ăla, dar efectiv ne întorceam
Și ne-a părut bine că am stat până la ora aia ca să prindem așa un apus, pentru că în cazul în care am fi plecat mai devreme, cum ne-am gândit anterior, nu cred că mai vedeam. Așa că în cazul în care ajungeți acolo, rămâneți pentru apus, că este extraordinar de frumos. Și cred că ați văzut că am filmat atât am putut, am făcut și niște poze care cred eu că vor ieși foarte, foarte bine. Apoi fiecare dintre satele alea din Cinque Terre merită din plin. Sunt de explorat, de luat la pas, sunt genul de sate care nu implică nimic luxos, restaurante de nu știu câte stele, adică nimic de genul ăsta, dar sunt aspecte foarte pitorești. Cred că e un coșmar pentru localnici în principiu, pentru că era tixit de turiști, dar na, în calitate de turist și eu nu pot să zic decât că mă bucur foarte mult că am avut ocazia să pun piciorul acolo, că a fost wow, foarte, foarte, foarte frumos mi s-a părut și prețurile nu erau chiar atât de ridicate. O problemă foarte mare am avut însă, în schimb, cu parcarea. Încă un aspect pentru care poate că e mai bine să luați trenul dacă ajungeți. Acolo am luat și câteva suveniruri, o să le vedeți în holul despre care vă spuneam mai devreme și, per total, chiar dacă ziua de ieri a fost cea mai aglomerată, cea mai epuizantă, drumul ăla, vai, și nu vă zic că am avut probleme, am mers la benzinărie, că într-adevăr s-a întâmplat ceva cu cauciucul ăla, deci au fost multe peripeții de genul ăsta, dar nu vreau să mai încarc acum vlogul, poate vă povestesc în următorul daily, că revenim la daily-uri, acum că sunt și eu acasă. Însă una peste alta a fost un succes și uite așa am ajuns la zi. Vă las acum, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot dacă v-ați uitat la vlogul sau la mai mult ca sigur vlogurile mele. În cazul în care sunt mai multe, o să vă rog să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți care v-a plăcut mai mult sau ce aspect v-a plăcut mai mult și orice fel de sugestie din asta turistică e întotdeauna binevenită, fie că e axată pe călătoria pe care tocmai am făcut-o, că eu știu că oamenii citesc ce e în comentarii și ajută schimbul de informații, sau dacă aveți alte sugestii. Oricum, am o groază pe Instagram de la voi, dar n-a fost timp și energie să le facem pe toate. Și sper să revin, pentru că Italia e o țară care mi-e foarte dragă, mi-a plăcut enorm și a fost minunat și Vicky a fost minunată și ne-am înțeles foarte bine și a mers totul, nu știu, ca uns. Perfect. Aproape, sau mă rog, aproape perfect. Dacă nu există perfecțiune pe lumea asta, să zicem că a fost aproape perfect. Mulțumesc mult de tot, încă o dată că v-ați uitat. Noi ne vedem data viitoare. Vă aștept acolo în comentarii. Pupicios multos și mă duc să bag somn că nu se mai poate. Pupicios!